Nu știm ce implicare a avut SRI în cele două dosare, dar ne aruncăm privirea spre un contract al acestei instituții. La o lună de la momentul la care Serviciul Român de Informații a semnat contractul pentru furnizarea sistemelor care pot să extragă date de pe 5.000 de pagini de internet, instituția a fost nevoită să modifice înțelegerea comercială. Contractul pentru dezvoltarea unei platforme de analiză avansată de securitate cibernetică a fost parafat pe 5 septembrie și avea o durată de 6 luni de zile. Practic, firma care a câștigat licitația trebuia să aducă produsele până în martie anul viitor și să operaționalizeze sistemul. Pe 4 octombrie, la mai puțin de o lună de la semnarea înțelegerii, Serviciul Român de Informații a semnat un act adițional cu firma câștigătoare. Prin acesta s-a modificat termenul de livrare al produselor. Din informațiile care pot să fie identificate în sistemul electronic de achiziții publice, nu putem deduce cât de mare este întârzierea. Sistemul de milioane de euro pe care SRI îl achiziționează va permite ofițerilor să identifice vulnerabilitățile dintr-o rețea fără să fie nevoie ca să instaleze aplicații locale. Aceasta este capabilă să copieze și să recupereze fișierele șterse, să evite parolele și să analizeze toate datele de pe un telefon mobil. Afacerea a fost adjudecată de compania Connection Consult, care în acest an a reușit parafarea altor două contracte importante cu Ministerul Justiției.